Ce român, bună dimineața! Bună dimineața! Ce faci, Andrada? Excelent! Excelent! Asta e un răspuns care îmi place. Ce s-a întâmplat în viața ta de la X Factor încoace? Adică cât a trecut? O lună și un pic? O lună și... Două luni aproape? Da. Cum ești? Mă simt foarte bine și în afară de faptul că facem școală online... Ok. Mă pregătesc pentru un nou proiect. Așa. O să scot primul meu single, nu vă pot da mai multe detalii. A, zine ceva! Chiar dacă e surpriză, zine măcar data. Nu știu nici o data, sincer. Ok. Și încerc să îmi adun puterile pentru ce va urma. Zim, te rog, că am povestit mai devreme că anul ăsta se pot înscrie din nou concurenți pentru X Factor 2020. Dă-le un sfat din postura de câștigător de X Factor 9. Îmi doresc să ia totul din mers și să se simtă bine atunci când parcurg momentul, pentru că asta este tot ceea ce contează, nu ce va urma. Zim cum să-și aleagă prima piesă, care e foarte, foarte importantă. Uite, acum vedem ce vedem. Vedem momentul tău din semifinală sau din finală cu Ștefan Bănică, nu? Ce piesă e asta? Mama, cred că e senzațional. Puteți să o căutați, dacă sunteți curioși, căutați-o pe net. Zim, te rog, prima piesă. Cum se alege prima piesă pentru audiții la X Factor? Păi cred că prima piesă, în primul rând, trebuie să ne placă. Adică nimeni nu va ști cu ce va veni, nici măcar mentorul, așa că va trebui ca prin piesa aia să demonstrezi că tot. Tu trebuie să mergi mai departe. Deci trebuie să arăți că ai voce bună? Și asta, dar nu este cel mai important. Bun. Trebuie să fii una cu piesa, trebuie să-ți asumi ceea ce interpretezi. Să înțelegi ce cânti. Da. Bun, deci asta e cel mai important. Aveți grijă că prima piesă e foarte... greu de ales și foarte tricky de multe ori. Îți urez baftă cu planurile pe care le ai anul ăsta. Mulțumesc. Și de ce nu ai să ne vedem la X Factor 10? Trebuie să ai un recital anul ăsta în postură de câștigător antitră. Sigur. Ea este Andrada Precup și promite proiecte muzicale noi. Azi ați ascultat o versiune a Natural Woman. Aretha Franklin e, nu? Sau cine e? Cine cântă piesa? Nu. Aflăm pe pauză. Las că dăm un search împreună pe Google.